Suntem în a doua zi suplimentară de vacanță și, ca să nu vă plictisiți, m-am gândit să exemplific aici o activitate, zic eu, distractivă și la fel de educativă, prin care puteți învăța despre înălțimea sunetelor. Vă propun așadar să vă transformați în mici compozitori. Veți avea nevoie de instrumente muzicale reprezentate, în cazul acesta, de pahare. Bineînțeles că puteți folosi și instrumente muzicale cumpărate, deja omologate, recunoscute de toată lumea. Iată, am aici un trianglu care, iată cum sună, dar noi, v-am spus, ne vom folosi de pahare pe care le vom umple cu apă. Pentru că vrem să studiem înălțimea sunetelor muzicale, trebuie să vă spun că cu cât un pahar va fi mai plin cu apă, cu atât sunetul pe care îl va produce prin lovire cu o linguriță va fi mai grav, adică mai jos. Iar cu cât paharul va fi mai gol, mai puțin umplut cu apă, cu atât sunetul va fi mai înalt sau, în limbaj muzical, mai acut. Ia să umplem paharele cu apă. Hai să-l umplem pe acesta cu mai multă apă. Să vedem cum sună acum. Al doilea pahar. Ceva mai puțină apă. Ia să vedem cum sună. Și pe al treilea pahar să-l umplem cu chiar foarte puțină apă. Hai să mai punem puțină. Uite, mai am aici în cană. Și gata. Ia să vedem cum sună acum. Ceea ce trebuie să faceți este să vă folosiți, așa cum v-am spus, de o linguriță, iar prin atingerea paharului și retragerea rapidă a linguriței veți obține acel sunet. Dacă țineți lingurița lipită de pahar, sunetul nu va mai vibra și nu vă mai auzi cu atâta acuratețe sunetul. Așadar, ceea ce v-am spus, cu cât este paharul mai plin, cu atât sunetul este mai grav, cu cât paharul este mai puțin plin, mai gol, să spunem, sunetul va fi acut. Și ajungem să compunem și muzică. Voi vă puteți folosi de mai multe pahare. Iată, eu am înșiruit acolo mai multe pahare pe care nu le voi umple acum, dar voi puteți folosi orice pahare, puteți să folosiți și căni de porțelan să vedeți cum se va schimba tonalitatea sunetului, timbrul sunetului, da? Iar poate într-o oră, când vom fi la clasă, vom discuta mai pe îndelete despre sunete, despre înălțimea, tăria și timbrul acestor sunete. Dacă obțineți o melodie frumoasă, care să vă placă vouă, aș vrea să vă filmați și să-mi trimiteți și mie pe WhatsApp.